găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Astre și Destin. Ca de obicei, așa cum știți, vă prezentăm predicții zodiacale săptămânale, de data aceasta pentru intervalul 1-8 noiembrie, interval în care, după cum bine știm cu toții, evident, nu cred să existe român care să nu știe la ora actuală ce se va întâmpla pe data de 2 noiembrie, vom avea, nu-i așa, aceste alegeri prezidențiale care stau sub semnul unor energii astrale foarte importante. Să prezentăm așadar câteva cuvinte climatul astral general pentru această perioadă ca să vedem ce ne așteaptă atât la nivel individual cât și colectiv și după aceea vom trece evident la predicțiile zodie cu zodie așa cum v-am obișnuit. În intervalul acesta luna va traversa deci începând cu 1-2 noiembrie va traversa semnul peștilor unde prin conjuncția cu Neptun și apoi cu Chiron poate să ofere foarte multă inspirație în alegerile care sunt făcute mai ales în maniera aceasta din perspectiva alegerilor, deci fiecare își va folosi intuiția așa cum va crede de cuvință și va face alegerea care să spunem îl va inspira în momentul respectiv, după care în zilele următoare când vom avea, de exemplu, numărătoare de voturi și așteptarea, îndelungă așteptare a rezultatelor care vor fi, luna va traversa Berbecul, făcând o conjuncție cu imprevizibilul Uranus, care răstoarnă brusc niște situații, Uranus însemnând și mass media audiovizuală, și în același timp, tot pe semnul Berbecului, luna va face o conjuncție cu nodul sud, care înseamnă scadențe karmice obligatorii, deci plăți karmice obligatorii. Partea mai puțin bună în acest sens, dar oarecum știu eu, benefică pentru planul individual personal, este că luna face o opoziție directă cu Mercur din balanță și acest aspect favorizează o mai bună comunicare totuși în mediile socioprofesionale, atât de la individ la individ, cât și în colectivități mici, care merg, ierarhic vorbind, spre colectivități mari, spre structuri mai mari. Însă, vorbim despre faptul că în data de 6 noiembrie, la orele 23 și 30 de minute, va fi faza maximă de lună plină, cu luna plasată în semnul Taurului, în opoziție cu Soarele și Venus din semnul Scorpionului, iar acest aspect de lună plină face quadratură cu Jupiter din semnul Leului, ceea ce înseamnă un careu în T în semne fixe, care duce la fixisme, crize de posesivitate, crize de gelozie, încăpățânare, materialism împins la extrem, iar toate aceste aspecte care țin de Neptun ca rezolvare și soluționare lovește în piciorul acestui careu care este chiar vărsătorul și vorbim aici despre instituțiile statului și o să vedeți mare vânzoreală ce va fi după ziua de 6 noiembrie după această fază de lună plină și vom putea asista la tot felul de situații date peste cap și mai ales acele situații care au la bază criterii juridice și legislative care țin de buna funcționare a instituțiilor statului. Dar ca să nu pierdem vremea, să intrăm acum în miezul predicțiilor și începem ca de obicei cu semnul Berbecului. Nativii au posibilitatea de a acționa de o manieră suficient de inspirată la începutul acestui interval, mai precis în data de 1 noiembrie, pentru a preîntâmpina o eventuală problemă de sănătate, astfel încât pot evita, dacă vor ține seama de o asemenea recomandare, o disfuncție hepatică
ce ar putea să se cronicizeze, sau una biliară ce survine pe fondul consumului de alcool amestecat cu consumul de grăsimi saturate. Dacă nu țin seama de o astfel de recomandare, NAD-TV s-ar putea trezi cu ceva complicații și pe etajul limfatic. Pe de altă parte, berbecii trebuie să fie atenți în ziua de 1 noiembrie la unele manevre survenite în mod insidios, în ascuns, din partea anumitor persoane care ticlesc ceva împotriva nativilor, și dacă nu vor fi atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor sau la vorbele spuse pe la spate, ori la unele bârfe, riscă vreo câteva zile mai târziu să intre în conflict de imagine și de interes cu persoane ce dețin funcții de conducere și de care depinde bugetul personal al berbecilor din perspectiva sumelor ce vin ca și recompense, prime sau sporuri sau altele similare. Situația prin care trec berbecii îi cam pune pe jar și tocmai din acest motiv este perturbată și latura afectivă și îndeosebi relația părinți-copii, deoarece nativii se simt iritați, nemulțumiți de modul în care merg lucrurile în plan personal. Iar atitudinea berbecilor se răsfrânge în mod negativist asupra domeniului afectiv, precum spuneam. Cei care dețin funcții de conducere au parte de provocări decizionale care le pun la încercare capacitatea organizatorică și abilitatea dialogului într-un context în care orice tip de relaționare pe care l-au este supus unor extreme care forțează pe nativii berbec, odată cu intrarea lui Mercur în mers direct, deci după 26 octombrie, să adopte o atitudine mai flexibilă, ceea ce nu prea le este caracteristic. În ziua de 4 noiembrie pot primi tot felul de vești din partea colaboratorilor, asociațiilor și partenerilor cu care lucrează, dar și dinspre relația de cuplu, iar veștile nu sunt tocmai bune pentru că au legătură și cu cariera lor profesională. Totuși, aceste vești vor motiva să fie mai perseverenți și mai structurați în modul lor de rezolvare a sarcinilor ce le-au de îndeplinit. Pentru cei care în ziua de 4 noiembrie se deplasează cu mașina, atenție la cum conduceți, pentru că persistă riscul de accidente grave, iar pentru cei care nu folosesc mașini sau alte mijloace moderne, recomandarea este să se ferească pe cât pot de locurile deschise și aglomerate, unde se pot întâmpla, evident, asemenea lucruri neplăcute. Zilele de 6 și cu precădere 7 noiembrie le aduc nativilor oportunități de a fi practici și serioși în ceea ce fac, iar rezultatele în plan financiar se dovedesc bune, dar cu condiția ca nativii să înțeleagă suficient de clar faptul că pentru a avea succes și o relaționare bună mai este nevoie din când în când să fie și persoane care să mai lase de la ei. Taur. Cineva din familie, poate soția sau mama, ori o altă persoană feminină, cheltuie în data de 1 noiembrie o sumă care, deși nu este chiar mare, este destul de consistentă pentru unele chestiuni necesare în căminul familial. Dar această cheltuială îi pune iar la încercare pe nativi, deoarece se dovedește că este ceva mai mare decât era prevăzută, mai ales că obiectul cumpărat poate să fie unul de culoare albastră și probabil că are legătură cu vreun element din interiorul băii de acasă. În alt ordine de idei, taurii sunt antrenați acum într-o chestiune de weekend în care, vor nu vor, participă la o chestiune prin care ori se decorează casa cu un element cu aspect plăcut, ori, așa cum spuneam, este achiziționat un obiect strict necesar pentru baia de acasă. Dacă este centrală termică, atenție la cum va fi asamblată. După eclipsa de soare, taurii se confruntă cu necesitatea de a ține în frâu capitolul financiar propriu, mai ales că din punct de vedere al resurselor pecuniare, nu au deocamdată parte de sume care să le parvină în urma vreunei activități. Cu toate acestea, atât pentru cuplurile oficiale, cât și pentru cele neoficiale, Venus, micul benefic, le aduce prin partenerul de cuplu o situație destul de favorabilă, astfel că, pe 1 și 2 noiembrie, unii tauri ar putea câștiga niște sume cu ajutorul unor prieteni, de altfel, sume necesare buzunarului lor. Câștigul poate veni printr-un bilet la loterie sau vreo altă formă de câștig pecuniar similar. Ceea ce, până la urmă, tot e bine, se mai rotunjesc veniturile. În plan profesional, Mercur îi ajută să-și pună la punct o manieră mai flexibilă de lucru. Colegii, mizând pe flerul și pe priceperea administrativă a taurilor în ceea ce privește realizarea sarcinilor profesionale. Pentru cei care au activități economice și afaceri, 1 și 2 noiembrie este un interval foarte bun pentru a-și rotunji veniturile din comerțul cu produse lichide și plasare de sume.
Relațional, taurii traversează în privința aceasta o perioadă destul de bună, care îi și motivează și le aduce și posibilitatea în 4 și 5 noiembrie să comunice foarte mult, fie cu partenerul de cuplu, deoarece unii nativi pot pleca la un drum foarte scurt și au nevoie să se consulte periodic pe durata zilelor respective, în 4 noiembrie mai ales, ori cu partenerul de cuplu, fiind o chestiune foarte importantă, fie cu altcineva cu care se consultă mai în taină în privința unor aspecte strict personale care țin de propria sănătate a nativului. O astfel de problemă are legătură și cu latura profesională, deoarece vizează capacitatea decizională și de lucru a nativilor. Iar intervalul acestei săptămâni se dovedește, mai ales în 4 și 5, dificil dintr-o astfel de perspectivă pentru nativii tauri, deoarece pot apare probleme mari cu stocarea și memorarea informației, dificultăți în dialogul cu colegii, precum și necesitatea de a disimula problema personală față de cadrul profesional. În 6 și 7 noiembrie, nativii se ocupă mai serios de propria persoană, luând în considerare atât rolul propriu față de bugetul familial, cât și relația cu partenerul de cuplu, unde se cere ceva mai multă seriozitate pentru a pune la punct imaginea și atitudinea de autoritate, în cazul bărbaților, în familie, deoarece ei sunt capul familiei, cum se spune, și a necesității de economie, în cazul persoanelor feminine. Gemeni. Din perspectiva profesională, nativii cunosc o modificare de statut, o mutare sau chiar o schimbare concretă de cadru colegial și profesional. De altfel, sarabanda aceasta de schimbări pentru gemeni continuă de câteva săptămâni bune. Acest aspect survine datorită trigonului dintre luna aflată în Pești și perechea Soare-Venus și împreună cu Saturn din Scorpion, ceea ce presupune un alt stil și cadru organizatoric și de tip administrativ în care gemenii se instalează sau sunt plasați datorită unor merite personale. Desigur că într-o variantă mai bună, unii gemeni, așa cum spuneam și săptămâna trecută, ori își schimbă profesia, ori locul unde își desfășoară activitatea. Marte din Casa Recompenselor, ajutându-i să se orienteze către o structură, posibil instituție publică, unde vor fi remunerați mult mai consistent decât la locul de muncă precedent. Evident că vorbim aici despre cazurile în care nativii dovedesc suficientă pregătire pentru asemenea funcții, care vizează lucrul cu informația, colectarea de date în folosul instituției respective, gestionarea unor aspecte și probleme ce au legătură cu grade militare și funcții similare, chiar și într-o alternativă civilă. De asemenea, mulți nativi se pot transfera prin intermediul ajutorului din partea unei persoane cu influență într-un astfel de mediu. Cel puțin în zilele de 2 și 3 noiembrie vor fi cam ocupați cu o asemenea chestiune personală. Apoi, în 3 și 4, la modul concret, vor acționa pentru a se integra sau cel puțin pentru a lua contact cu noul mediu socioprofesional. Unii gemeni se pot muta cu profesia în sistemul local administrativ. 4 și 5 noiembrie aduc nativilor oportunități legate de modul de evoluție personală, în asemenea chestiuni fiind implicate latura afectivă, relația de cuplu, sistemul de relații și anturajele, iar gemenii, sau majoritatea dintre ei, vor realiza o schimbare bruscă și radicală de anturaje, lăsând în urmă unele relații care este posibil ca pentru ei să fi devenit anacronice sau stânjenitoare, mai ales că îi caută întotdeauna ceva nou, iar în privința relației de cuplu, Mercur îi ajută să-și impună punctul de vedere de o manieră dinamică, dar ușor impulsivă, însă concretă, încât partenerul de cuplu nu are posibilitatea vreunei replici. Se poate spune că odată cu eclipsa de soare, pentru gemeni a început un nou și mare val de schimbări, mulți dintre ei dându-și seama că era necesar un salt evolutiv. De altfel, Marte în casa 8-a, care va fi conjunct cu Pluton pe Capricorn, îi pregătește pe gemeni pentru o situație care s-ar putea să ducă la o ruptură clară de ceea ce este vechi, pentru a îmbrățișa ceea ce este nou, deoarece peste un timp, nu mult, doar peste câteva luni, mulți dintre ei se vor trezi în situații în care vor ghida sau vor contribui la lucruri noi, aparte, deosebite, insolite și care pe alocuri vor insufla un sens nou multor lucruri în societate sau în anturajele în care ei se învârtă. Atenție în 4 și 5 la posibile incidente și accidente rutiere, dar și domestice, casnice, risc de electrocutare, lovituri în zona capului, posibile stări inflamatorii nazale și renale. În 7 noiembrie, de asemenea, multă atenție la modul în care își manifestă personalitatea, acest lucru le-ar putea dăuna emoțional dacă exagerează și ar pune în situația în care au prea mult entuziasm într-o postură ușor neplăcută față de șefi
iar din punct de vedere al sănătății poate avea de suferit datorită unor delegări tiroidiene. RAC. Creativitatea se află la cote maxime pentru acești nativi în intervalul 2-3 noiembrie, așa că după terminarea weekendului, racii se pun serios pe treabă. Luna, Soarele, Venus și Saturn, în trigon cu semnul lor, le oferă un suport emoțional și inspirație organizatorică, astfel încât sunt capabili să facă față provocărilor aduse de axa destinului prin nodurile lunare, acestea fiind în aspect de conjuncție cu Mercur în balanță și Uranus în berbec, implicând casele familiei și a carierei profesionale. Pentru cei care au activități de birou și parteneriate în domeniul afacerilor, astrul mercurian le facilitează unele aspecte legate de modul în care reușesc să tranzacționeze acțiuni. Contractele suferă niște modificări prin schimbarea unor clauze, însă în sens pozitiv, și se poate spune că nativii își folosesc inspirația într-un mod foarte productiv în zilele menționate. Pe de altă parte, mulți nativi se văd în perioada asta puși în fața unor situații și provocări sociale și de cuplu care tind să se acutizeze, deci atenție, ca și rezultat sau predispoziție al acestui context astral. Atât în cuplu, cât și în unele relații parteneriale, cum ar fi management, funcții de decizie într-un consiliu de administrație sau de grup, racii aflați într-o asemenea circunstanță traversează un interval în care trebuie să acționeze rapid și mai ales să ia decizii foarte importante nu doar pentru ei, ci și pentru un număr mare de persoane sau ceea ce vor decide în aceste zile vizează un număr mare de persoane, ceea ce pe unii nativi îi cam sperie. Cu toate acestea sunt decizi să meargă până în pânzele albe, cum se spune, pentru că sunt foarte motivați prin prisma acestei situații de factorul material financiar, însă atenție, să nu-și imagineze racii că cineva îi va recompensa cu sume foarte mari pentru responsabilitățile asumate și pentru felul în care își fac treaba, chiar dacă ei înșiși în unele cazuri și-ar da singuri această recompensă. Ispita este foarte mare, ei pot greși decizional dacă exagerează acest rol al recompensei, așa că este recomandat să fie realiști și practici. Unele modificări și reorganizări în sistemul lor relațional se vor petrece în zilele de 6 și 7 noiembrie, cauzate de nevoia de a schimba strategia de lucru în ceea ce privește investițiile și plasarea potențialului creativ într-un domeniu din care mai târziu să se aleagă cu bune rezultate financiare. Pentru a face aceste schimbări fără consecințe neproductive, racii să-și asculte intuiția și să chibzească bine alegerile făcute. De asemenea, în intervalul 4-5 noiembrie pot întâmpina fie o opoziție vehementă din partea unor asociați cu care vor trebui să trateze de pe poziții mult mai incisive, deoarece persoanele respective nu prea se pun de acord cu ceea ce decid racii. În alte situații, opoziția poate veni dinspre partenerul de viață ori de cuplu, acolo unde relația este neoficială, o asemenea atitudine având la bază neglijența, aparentă doar, cu care nativul își tratează acest partener de cuplu sau un alt motiv ar fi acela că nu este de acord cu nativul RAC în privința unei sume pe care acesta vrea să o cheltuie sau să o plaseze într-o investiție importantă pe motiv că afectează bugetul relației. Astfel, racii trebuie să poarte mai multe discuții lămuritoare cu partenerul de cuplu în 4 și 5 noiembrie pentru a fi convingător. Atenție în dimineața zilei de 4, deoarece pe fondul unor asemenea discuții pot interveni aspecte foarte neplăcute de posibile rupturi. Dialogul parcă îngheață sau este unul al surzilor, cu efecte neplăcute în planul sistemului nervos și afectiv. Racii care au un proces pe rol să continue treaba aceasta într-o manieră mai accelerată, fiind necesară o atitudine fermă și perseverentă, deoarece e vorba de mulți bani ce pot veni ulterior dintr-o astfel de chestiune. Pe latura sănătății, să-și menajeze nervii și atitudinea personală în 4 și 5 noiembrie, precum și felul în care se alimentează în ziua de 7, pentru a nu se trezi cu vreo indigestie sau o criză biliară. Leu. Astrul mercurian le aduce nativilor o serie de posibilități pe latura anturajelor și a comunicării, astfel încât, chiar dacă unele condiții de dialog și de lucru par a fi instabile, leii au parte de sprijin din partea unor colegi cu care se înțeleg destul de bine, chiar dacă eclipsa de soare a pus probleme de atitudine și de personalitate în raport cu șefii și chestiuni financiare ale activității desfășurate. Profesional, nativii se mișcă repede, iau decizii clare, se organizează foarte bine în privința lucrurilor pe care le-au de făcut, aspectele acestea netrecând observate de către șefi, acolo unde nativii sunt în poziție de angajați.
În ziua de 2 noiembrie, ei trebuie să-și asculte intuiția și vocea interioară și astfel vor putea evita o ruptură emoțională sau cel puțin o problemă de familie cauzată de atitudinea unei persoane feminine tinere care plănește în ascuns să influențeze opinia în cadrul familial de o manieră negativă. Vorbim aici de polemici și controverse strânite și motivate de factorul financiar și de responsabilitățile asumate în familie. Este clar că după eclipsa de soare, nativii trebuie să se aștepte la contre și la situații tensionate, dar dacă vor avea răbdare și știu să le gestioneze, totul va fi doar o mică furtună într-un pahar cu apă. În schimb, să se aștepte la altfel de dificultăți în plan socioprofesional în zilele de 4 și 5 noiembrie, când unii colegi i-ar putea acuza sau învinovăți că merg prea repede către finalizarea unor rezultate sau că organizarea stabilită de către nativi le dă peste cap schema de lucru. Oricum ar fi, lei să continue pe acest tip de randament, căci doar așa pot să se facă remarcați. Să nu ezite să lucreze dinamic și metodic în același timp, deoarece se va vedea, acolo unde leii fac parte dintr-o schemă privată, cum profitul vine dintr-o dată la cote neașteptat de mari. Pentru nativii care lucrează în alte domenii, cum ar fi administrația locală, servicii de informații, finanțe, juridic, drept, avocatură, contabilitate, comerț sau modă, de asemenea, rezultatele vin, deși nu fără eforturi, ceea ce poate stârni în cele din urmă invidia altor cunoscuți. În alt ordine de idei, leii să fie atenți în ziua de 4 noiembrie mai ales, deoarece pe parcursul ei își pot stabili un proiect cu caracter personal care îi privește în mod direct în următoarele 30 de zile și mai ales vreme de 2-3 luni de acum încolo. Printre altele, să mai spunem că tot în ziua de 4 pot fi înștiințați cu privire la niște sume care își schimbă brusc consistența sau încărcătura valorică în urma unui mesaj primit prin poștă electronică sau prin telefon. Mai târziu, pe 7 noiembrie, le este recomandat să fie cât mai practici posibil pentru a preîntâmpina unele pierderi pecuniare sau unele nemulțumiri legate de o problemă de familie sau provenită din relația cu o autoritate sau un șef. Cu sănătatea să fie atenți în 3 și 4 noiembrie, deoarece pot să se manifeste predispoziții către accidentări cauzate de obiecte metalice sau electrice, ori incidente ce pot cauza leziuni la nivelul capului și brațelor. Fecioară. În ziua de 3 noiembrie, nativii trebuie să fie atenți la modul în care partenerii lor de cuplu cheltuie niște bani. Nu de alta, dar nici fecioarele nu stau prea bine la capitolul bani și tocmai de aceea este important cum își gestionează resursele financiare. Mai ales că unii nativi s-ar putea să nu primească sau să facă rost de banii necesari în prima parte a intervalului analizat, ceea ce le cam dă peste cap unele planuri. Pe de altă parte, mai vorbim în data de 3 noiembrie de unele acțiuni din partea asociațiilor sau colaboratorilor care pun probleme din punct de vedere financiar și decizional, iar aceste chestiuni se prelungesc și în dimineața zilei de 4 noiembrie. Prin prisma acestor situații oarecum dificile în context profesional, nativii își vor folosi creativitatea pentru a rezolva destul de repede asemenea probleme apărute. Însă, din nou atenție în ziua de 4 noiembrie la capitolul recompense, credite, împrumuturi sau sume restituite, deoarece pot surveni neînțelegeri legate de modalitatea de returnare a acestora, ori răsturnări bruște de situații, gen nu funcționează bancomatul sau cade curentul temporar în rețeaua de calculatoare și nu se pot scoate bani. Punându-i pe nativii fecioară în postura de a găsi repede soluții alternative la situația de criză pecuniară neașteptată. Din fericire, pentru majoritatea nativilor se găsesc posibilități ce vin din partea unei persoane care fie sprijină discret cu niște bani sau pune o vorbă potrivită undeva și astfel se rezolvă situația, fie ajută concret în privința chestiunii în cauză care are legătură cu o persoană ce deține o funcție de autoritate. De asemenea, fecioarele sunt implicate în chestiuni procedurale juridice, în procese care își așteaptă sentința sau în aspecte juridice legate de moșteniri, succesiuni, partaj și contracte și sunt avantajate acestea în ziua de 4 noiembrie. Însă atenție la modul în care rezolvați asemenea probleme. Dacă vă îngrăbiți sau sunteți impulsivi și cu dorință de a plăti cu aceeași monedă cuiva implicat în astfel de chestiuni, veți strica șansele pe care le aveți de a obține rezultate bune. Mai mult, cei care se deplasează cu mașina, atenție la posibile accidente care v-ar putea porta direct la spital. Nu sunt recomandate niciun fel de intervenții medicale și chirurgicale în ziua de 4 noiembrie pentru nativi, deoarece riscul de instabilitate este destul de mare și mai ales că s-ar putea să cheltuiți mai mult decât trebuie.
În ziua de 7 noiembrie este necesară trierea și analizarea relațiilor pe care fecioarele le au pentru a eficientiza randamentul și a preîntâmpina eventualele erori de înțelegere ce pot fi cauzate de către opinii mai puțin binevoitoare pe care alții încearcă să le strecoare nativilor în mod tendențios cu privire la alte persoane cunoscute nativilor. Ar fi bine dacă s-ar cerceta unele chestiuni ce au legătură cu trecutul și cu modul în care unele relații s-au încheiat, pentru a nu mai face aceleași erori a doua oară, pentru că un asemenea aspect, după cum vor vedea fecioarele, va avea legătură cu modalitățile de a face rost de bani. Nu oricine este prezentabil este și sincer la o adică. Cu sănătatea, atenție pe 6 și 7 noiembrie la unele dereglări de suflu cardiac pe fondul unui stres provenit dinspre latura material-financiară. Vom continua cu predicțiile zodiacale după o pauză de publicitate. Am revenit în direct cu predicțiile zodiacale pentru restul de zodii și continuăm cu balanța. În acest interval pe care îl analizăm, pentru acești nativi continuă din perspectiva laturii relaționale acele schimbări de care aminteam în emisiunile anterioare. De data aceasta însă, datorită faptului că Mercur și-a reluat mersul direct, chiar pe semnul lor, problemele întâmpinate de nativi în planul comunicării capătă o nuanță mai substanțială. Dialogul se poartă de o manieră mai deschisă, dar destul de tranșantă, cel puțin în ceea ce privește modul în care balanțele înțeleg de acum încolo să-și restructureze sistemul relațional pe alocuri din temelii, acolo unde este necesar. Iar la baza acestei restructurări stau banii, atitudinea arogantă altora față de nativi și, nu în ultimul rând, unele cârcoteli ale unor cunoscuți, cârcoteli de care balanțele s-au cam săturat. În seara zilei de 3 noiembrie este foarte posibil de altfel să se trezească câte un nativ balanță cu un telefon de la o persoană feminină care să le strice tot cheful și care ridică tot felul de pretenții din partea nativului, în sensul că nativul balanță să fie mai activ și să se preocupe să fie mult mai productiv decât de obicei. Partea proastă este că acest aspect se formează cu luna în berbec, conjunctă cu Uranus, inclusiv pe data de 4, deci a doua zi, și luna se va afla în opoziție inclusiv cu Mercur, dar și fix peste nodul sud, aflat tot în berbec. Un eveniment, deci cu scadență obligatorie pentru nativi, va avea loc în seara zilei de 3 și continuă în ziua următoare, pe 4 noiembrie, în viața nativilor balanță, eveniment ce le-ar schimba viața de acum încolo. De asemenea, acolo unde nativii au relații parteneriale, de afaceri, colaborări și procese pe rol, îndeosebi 4 noiembrie este o zi foarte importantă, deoarece o serie întreagă de lucruri se schimbă acum pentru balanțe. Se discută noi contracte, nativilor li se propun câștiguri prin activități ce țin de tehnologia modernă, unii cunoscuți chiar le facilitează câte un post de consilier sau pot primi un post sau o poziție influentă pe lângă cineva cu autoritate, fapt pentru care este posibil să fie remunerați. Cei care se ocupă cu avocatura câștigă bani buni pe 4 noiembrie, iar alți nativi sunt motivați să schimbe profund climatul familial de până acum printr-o decizie care vor să o pună în aplicare chiar și cu prețul unor certuri sau impuneri forțate. 7 noiembrie le va oferi șansa de a primi niște sume necesare, de altfel pentru satisfacerea unor gusturi domestice. Poate își vor cumpăra câte ceva practic în casă sau vor cheltui pe ceva vestimentar frumos și util. Sănătatea nativilor poate fi afectată între 3 și 4 noiembrie de pusee de tensiune, de reglări limfatice sau hormonal-digestive, precum și de probleme tiroidiene și de timus, deci sistemul imunitar ar putea avea de suferit. Scorpion. Este o perioadă foarte favorabilă pentru nativi, acest interval, mai ales dacă luăm în considerare capitalul de imagine foarte bun, realizat de pe urma activității proprii. Dar în același timp, nativii sunt destul de solicitați din punct de vedere al relațiilor colegiale, mai bine zis, anturajul, din domeniul profesional, unde își mai aud pe aici pe acolo câte o cârcoteală la adresa lor, pe motiv că ori sunt prea activi și asta cam dă peste cap felul în care ceilalți își fac treaba,
fie că vor cu orice preț să iasă în evidență în fața șefilor. Atitudinea și maniera în care nativii își duc responsabilitățile la bun sfârșit în acest interval le sunt foarte favorabile în ziua de 3 noiembrie și le este recomandat să folosească această zi pentru a găsi inspirația necesară ulterior pentru alte chestiuni de care se vor ocupa. Partea mai puțin bună în această perioadă este că nativii vor să și placă în exterior, doar în același timp să-și poată păstra și simțul organizatoric suficient de stabil, astfel încât persoana lor să fie considerată serioasă și aspectul acesta astral îi cam încurcă, deoarece în unele momente dau impresia unei jovialități excelente, alteori a unei atitudini prea retrase sau cel puțin taciturne, care le poate da de gândit celor din jur. Pe 3 noiembrie au parte de foarte multă inspirație și creativitate, astfel că nativii care se ocupă cu tranzacții de orice fel pot acționa energic și nu le va pare rău că se vor trezi cu ceva profit. Cei care au de rezolvat probleme cu părinții și cu copiii, ziua de 3 este o zi numai bună pentru a pune pe tapet chestiuni de familie plăcute, cu care nativii și membrii familiei se pot delecta. De asemenea, alți nativi pot câștiga ceva bani buni în ziua de 3 noiembrie, ceea ce le va oferi satisfacție și unora din anterajele scorpionilor, care imediat se vor gândi să apeleze la nativ pentru un împrumut. Atenție, nativ scorpion, nu împrumutați bani în această zi, riscați să nu-i mai vedeți înapoi. Pe parcursul zilei următoare, 4 noiembrie, se anunță unele schimbări bruște survenite în urma unui mail, a unui fax, ori o științare telefonică. Din nou, atenție, nativi, dacă nu sunteți ochi și urechi, cineva mai tânăr s-ar putea să vă sape pe la spate și să inventeze despre voi câte ceva care să vă defăimeze față de un șef sau să vă scadă valoarea în ochii acelei persoane. Ori, după caz, într-o altă variantă, o astfel de persoană s-ar putea să vă ajute să scăpați de o chestiune care ar fi vizat mutarea voastră pe un alt post sau cel puțin schimbarea statutului activității fără ca voi să puteți spune ceva. Sănătatea este un segment important în 4 și 5 noiembrie, deci atenție că pot apare migrene, răceli trecătoare, sinusurile nazale să fie afectate, ori să aveți dureri de cap persistente și care acu apar, acu dispar, deci pot să fie fantomatice. Pe durata zilei de 7 noiembrie, fiți atenți cum tratați cu colaboratorii, cu asociații și cu parteneri de cuplu, sunt predispoziții către pusee emoționale care să vă împingă spre nevoia de izolare, fie ea și parțială sau temporară, ceea ce ar face să fiți mai puțin apreciați în plan socioprofesional. Săgetător. În această perioadă, pe casa muncii apar oportunități noi și dinamice care oferă nativilor posibilitatea de a avea acces fie către organizații mai mari unde se vehiculează sume foarte mari de bani, fie către instituții unde pot să primească o atribuție, o funcție nouă sau pot fi implicați într-o activitate de pe urma cărora se pot alege cu destui bani. Iar aceste aspecte se vor manifesta cu pregătire către sfârșitul intervalului pe care îl analizăm. Alți nativi pot să primească ajutor din partea unor prieteni cu care realizează unele afaceri și de aceea este important ca săgetătorii să fie atenți la asemenea oportunități. Din perspectiva creativității au șansa unei reușite bazate pe munca în echipă, astfel încât să poată beneficia și de opinii bune din partea celorlalți în privința lucrurilor pe care le fac și de o reușită importantă pe care vor totuși să o treacă sub discreție. Cei care își desfășoară activitatea în domeniul artei, modei, actoriei, teatrului, în avocatură, domeniul juridic, în comerțul cu antichități și tranzacții bursiere, au importante șanse de câștig săptămâna asta. Cei care au activități în instituțiile parlamentare vor constata că trec prin unele blocaje decizionale în această perioadă și este bine să nu ia decizii, deoarece vor greși soluțiile pe care vor să le aplice. În data de 3 noiembrie, unii săgetători pot cheltui o sumă de bani, oarecum în mod neprevăzut, pentru o afecțiune ascunsă care le dă bătaie de cap. Poate să fie o inflamație de țesut, probleme hormonale sau osoase ce necesită toată atenția. De asemenea, unii nativi să fie atenți la felul în care își stabilesc acum unele priorități în intervalul 4-7 noiembrie. Și mă refer aici la cei care au tangență cu învățământul superior, cu vreun masterat ori cursuri de specializare. Pot apare anumite probleme de ordin organizatoric în plan personal sau, în alte variante, unele persoane îi încurcă pe nativi în calculele lor fără a mai oferi suportul pecuniar promis. Acest aspect în unele cazuri particulare poate veni din partea persoanelor masculine,
tații sau alte persoane înrudite pe care nativii se bazau din punct de vedere financiar. Pe 4 și 5 se ivesc unele probleme cu copiii și în plan afectiv, discuțiile telefonice și răsturnările bruște de situație din data de 4, punându-i pe nativi în situații delicate în ceea ce privește comunicarea unor lucruri de care depinde propriul lor destin pentru actuala perioadă. Unele prietenii acum se desfac pentru a fi înlocuite cu altele, iar nativii care au probleme din punct de vedere al sănătății cu tiroida în 6 și 7 noiembrie, atenție la modul în care comunicați și vă alimentați. În ziua de 7, îndeosebi, va trebui să sacrificați niște bănuți pentru a vă completa garderoba cu haine necesare pentru mai târziu, când imaginea proprie va conta într-un cadru anume cu totul aparte. Capricorn. După eclipsa de soare care i-a pus temporar în așteptare pentru câteva zile, nativii acestui semn încep acum să se desfășoare din perspectiva propriului potențial. În plan socioprofesional, capricornii sunt deciși să fie mai incisivi, cel puțin în perioada aceasta, motivați de posibilitatea unor recompense pe care ei cred că le pot primi. Și unii chiar le pot primi și chiar le primesc, deși pentru asta este necesar să fie atenți la cum se relaționează cu persoanele cunoscute, inclusiv cu șefii sau cu alte persoane ce dețin funcții de autoritate. Eclipsa le-a adus nu numai o transformare a componentei afective, ci și o conștientizare mai profundă, mai ales în ziua de 3 noiembrie, a necesității de a-și manifesta personalitatea de o manieră mai diplomatică și mai disimulantă, astfel încât să aplaneze eventualele animozități din partea unor prieteni, acolo unde au loc asemenea chestiuni, și de a se organiza mai bine în plan relațional și de cuplu pentru a repara acele aspecte oarecum deteriorate în sens comunicativ cu partenerul de cuplu. Unele probleme persistă în plan familial însă și al relației de cuplu în zilele de 4 și 5 noiembrie, datorită unor impulsuri interioare ale nativilor de a considera că au dreptate cu orice preț într-o chestiune cu caracter personal. Și astfel vor cu tot din adinsul să-și impună punctul de vedere cu care partenerul de cuplu totuși nu este de acord. Cât privește familia, se pot manifesta aspecte de nemulțumire legate de felul în care nativul Capricorn cheltuie niște sume importante pentru unele scopuri personale, unele dintre acestea având legătură cu vehicule, înmatriculări, ore de conducere auto sau cu modalitatea în care nativii lucrează cu tehnologia computerizată pentru a face bani. Probabil ore petrecute în exces în fața calculatorului. Acolo unde nativii sunt în relații de asociere în plan de afaceri, este important să existe comunicare fluentă pentru a se putea stabili un curs dinamic al rezultatelor. Pe nativii motivează și ideea de a surprinde profesional pe cei din jur prin modul în care aleg să-și pună în aplicare modalitatea de a-și îndeplini sarcinile. Și astfel se va vedea cu prisosință în data de 4 noiembrie, când nativii vor dori să facă realmente un mic show la locul de muncă prin randamentul pe care vor să-l arate. Cu toate acestea, să fie atenți la actele cu care lucrează pentru a nu pierde o parte din ele sau pentru ca acestea să nu prezinte date incomplete atunci când vor fi înmânate mai departe, ceea ce i-ar dezavantaja la o eventuală analiză în fața șefilor. Pe parcursul zilei de 7 noiembrie, capricornii întâmpină serioase stări de posesivitate și gelozie față de partenerul de cuplu datorită lunii pline în taur și există riscul unor dispute de personalitate cauzate de neînțelegerea felului în care niște bani sunt împărțiți sau obținuți, fie și în interiorul cuplului. Cei care sunt implicați în activități practice, li se recomandă să-și folosească în mod inspirat creativitatea, mai ales în relația cu copiii. Pentru cei care se află în proces de divorț, partaj, ori sunt în pragul unei rupturi afective, este recomandat să-și tempereze elanul emoțional exagerat, mai ales în relația de cuplu, altfel se vor trezi cu consecințe nefaste în urma cărora vor regreta. Nici cu sănătatea nu duc prea bine în zilele de 6 și 7, deoarece pot surveni crize digestive, ori chiar renale, iar în alte cazuri, în funcție de nuanța respectivă, chiar crize cardiace care i-ar face iritabili și puțin agresivi față de prieteni. Vărsător. Marte intrat în Capricorn și care se apropie de o conjuncție foarte importantă cu Pluton, îi determină pe nativ să realizeze lucruri de o manieră mai activă. Iar unele chestiuni socioprofesionale sunt trecute în această perioadă într-un fel de silențio stampa, respectiv
Deciziile și inițiativele luate nu sunt acum declarate sau transmise mai departe, deoarece nativii vor acum să adopte o altă strategie de a face lucrurile. Asta pe de o parte, căci pe de altă parte, unii nativi recurg la sprijinul discret, dar concret al altor persoane, care vin să ajute la punerea în practică a unui plan cu acțiune cu bătaie lungă. O asemenea chestiune vizează, de exemplu, în ziua de 3 noiembrie, casa banilor proveniți din muncă. Și vărsătorii, mai ales cei care dețin funcții de conducere, trebuie să fie atenți la modul în care comunică și stabilesc anumite înțelegeri contractuale și de afaceri cu alți parteneri. Iar acolo unde este vorba de colectivul unde se desfășoară activitatea, vărsătorii vor avea ocazia să obțină în 3 noiembrie niște sume nu foarte mari, dar necesare pentru suplimentarea unor costuri necesare îmbunătățirii de imagine. De altfel, persistă unele ecouri ale unei neînțelegeri parteneriale sau a unor relații disfuncționale ce pot afecta pe mai departe poziția socială a nativilor vărsători, fiecare acolo unde se află. Pe 4 și 5 noiembrie survin unele situații care au legătură cu aparatura modernă și cu anumite cheltuieli necesare achiziționării de echipament, dar și cu modificarea unor aspecte contractuale necesare derulării în bune condiții a afacerilor. Pentru cei care și-au propus să demareze afaceri sau au proiecte pe care vor să le pună în aplicare împreună cu prietenii, zilele de 4 și 5 noiembrie sunt bune pentru a demara astfel de inițiative, îndeosebi cele care țin de terapii naturiste, de exemplu, sau de acțiuni umanitare sau de caritate. Însă, pentru reușită este necesar a se păstra discreția în acest sens. Alți vărsători pot avea probleme de sănătate, sistemul osos sau chiar disfuncții organice grave care necesită acum spitalizare și este timpul să nu mai amâne. Anturajul relațional suferă unele schimbări bruște în ziua de 4, în urma unor discuții telefonice, iar unii nativi se vor deplasa cu mașina pentru rezolvarea unor chestiuni ce țin de învățământul superior, contracte comerciale sau de o rezolvare juridică a unor acte. Atenție în ziua de 4 noiembrie la accidente și riscuri de vătămări cauzate de mașini. Luna plină din Taur le poate cauza în data de 7 noiembrie probleme legate de cheltuieli prea mari, ori de insuficiență pecuniară într-o situație în care chiar trebuie să cumpere ceva de care au neapărat nevoie. Și în sfârșit, pești. 3 noiembrie este pentru acești nativi o zi foarte inspirată din perspectiva atitudinii și a alegerilor legate de modul în care ei știu să gestioneze și să plaseze o sumă importantă de bani pe care o consideră drept rezervă pentru mai târziu în privința altor proiecte. Însă, atenție, să fie realiști și obiectivi, altfel ar putea avea parte de deziluzii și regrete că nu și-a ascultat vocea interioară. Pentru nativii acestui semn, urmează în intervalul analizat o serie întreagă de schimbări, acestea venind prin intermediul unor persoane aflate în sistemul de relații al nativilor. Unii pot să revină pe vechi funcții în sistemul administrativ, fiscal sau chiar militar, alții să fie reactivați sau numiți în funcții decizionale importante în asemenea instituții. De asemenea, mai putem vorbi de situații în care nativii primesc sume importante pentru a restructura managerial și ierarhic o colectivitate unde lucrează. Alți nativi ajută pe alte persoane pentru a accede la câte un post prin instituțiile amintite. Toate acestea se pot petrece cu nuanțele de rigoare pe parcursul zilei de 3 noiembrie. De altfel, în această zi, climatul astral este unul foarte favorabil pentru pești, precum spuneam, și este bine să aleagă cu matură chipzuință, pe criterii verificate de lungul timpului, așa cum au făcut de mult, pentru a nu mai face erori, iar pe partea de imagine să țină seama că prima impresie întotdeauna contează acolo unde ei își desfășoară activitățile. Pentru nativii care se ocupă de afaceri, fie în asociere cu alți colaboratori, fie pe cont propriu, li se recomandă să ia seama la faptul că în zilele de 4 și 5 noiembrie au ocazia să facă rost de o sumă necesară pentru un contract, poate pentru o casă, poate pentru o pensiune, sau pentru un proces, sau pentru susținerea unei edituri, ori pentru un credit la bancă, în orice caz, bani necesari care vin în urma unui act care poate fi încheiat în termeni amiabili. Dar atenție la maniera în care dialogați cu partenerii de afaceri pentru obținerea acestor rezultate. Diplomația și strategia oratorică trebuie folosite elegant și constructiv. Cu sănătatea, peștii stau destul de bine deocamdată, însă prudența este necesară.
mai ales că mulți nativi fac acum eforturi substanțiale pentru a munci cu gândul la vreo moștenire ce o vor lăsa într-o zi urmașilor, așa cum spuneam că au existat conflicte în ultimele săptămâni și luni de zile. Și de aici ideea că în perioada aceasta se pot alege cu probleme cardiocirculatorii, cu disfuncții hormonale cauzate de alcool sau excese alimentare pe fondul unor activități prea îndelungate, ori cu disfuncții ale aparatului excretor cauzate de stres și constipație. La faza de lună plină, nativii pot avea parte de reușite financiare datorită inspirației cu care plasează sume și a seriozității cu care își urmăresc proiectele. Se poate spune că în perioada aceasta, spre deosebire de alte săptămâni când nu le mergea chiar așa bine, peștii trec acum printr-o perioadă mult mai bună. Cu toate acestea, să fie atenți la riscuri și la situații în care pot pierde bani, bunuri sau persoane dragi, datorită neglijenței sau ignoranței determinate de ce vor unii prieteni în acest sens decizional și ce pot oferi peștii ca potențial adăugat la asemenea aspecte. Acestea sunt predicțiile astrale pentru intervalul 1-8 noiembrie. Pentru că mai avem câteva minuțele până la sfârșitul emisiunii, să recapitulăm, deci, care este cea mai importantă zi din acest interval, faza de lună plină, care se formează pe semnul Taurului. Deci, orice chestiuni care țin de acest semn de pământ al Taurului, guvernat de Venus, respectiv planul afectiv, modul în care ne hrănim, relaționarea emoțională, stabilitatea practică în plan profesional sau orice alt aspect care are legătură cu elementul pământ, deci bunuri imobiliare, terenuri, procese, partaj, divorț sau rupturi, sunt afectate acum într-o măsură mult, mult mai mare, mai amplă sau mai profundă de această fază de lună plină. Pe de altă parte, Soarele și Venus plasate în semnul Scorpionului, așa cum spuneam la începutul emisiunii, își aduc contribuția la schimbarea unui fel de a reacționa în plan emoțional din partea oricărui individ, deci cu toții vom trăi și vom traversa astfel de efecte în plan personal, în așa fel încât felul în care fiecare este privit și considerat în parte ține de modul în care înțelege să-și concilieze propriile laturi interioare și vorbim aici despre personalitate și inconștient. Da? Deci, putem să mai adăugăm faptul că vorbim despre modul în care toată lumea se relaționează la toată lumea în plan afectiv, cum suntem priviți de către ceilalți, cum îi privim și noi pe cei din jurul nostru și se mai poate spune, dincolo de particularitățile individuale, la nivel de grup, de colectiv, că soarele care reprezintă imaginea șefului statului, reprezintă imaginea primului ministru sau a oricărui tip de conducător, la această fază de lună plină aduce niște schimbări, să spunem, și neașteptate și prevăzute oarecum, dar cu niște surprize destul de mari, având în vedere faptul că la acest tip de careunte, cum spuneam, Vărsătorul este punctul de rezolvare a unor astfel de probleme încălcite. Și dacă Vărsătorul este punctul de rezolvare a acestor chestiuni, putem să ne așteptăm la o decizie majoră în societate, pe care mass media o va lua și o va propaga mai departe, o decizie majoră care să surprindă pe toată lumea în această zi de 6 noiembrie sau imediat ulterior după 6 noiembrie și vom vedea că în urma unor astfel de chestiuni, a unei astfel de decizii, ceva sau cursul unor lucruri cunoscute până acum se vor schimba și toate acestea vor merge până în plan individual, personal. Iată că am ajuns și la sfârșitul emisiunii de astăzi. Eu vă dau o întâlnire joia viitoare la
aceeași emisiune la aceeași ora Străzi Destin. Până atunci ne vom vedea la Dimensiuni Spirituale de la ora 17 în ziua de luni. Acestea fiind zise, eu vă doresc cale ușoară și multă lumină.